toată luna decembrie și ce înseamnă de azi încolo San Plața. Bună seara tuturor! Ne bucurăm să vă avem printre noi în această seară la deschiderea oficială a sărbătorilor de iarnă la San Plața și la stabilirea unui nou record mondial. De asemenea, suntem bucuroși să-l avem printre noi pe domnul primar Cristian Popescu Ghiedone, ca și anul trecut. Suntem de asemenea onorați să-l avem printre noi și pe domnul Jack Brockbank, reprezentantul Guinness World Records. Cu ajutorul căruia vom stabili în această seară un nou record mondial, așa cum am procedat și anul trecut, când am avut cea mai mare instalație de lumini de Crăciun de interior. Și începând din această seară, bucuria și veselia sărbătorilor de iarnă începe la San Plața. Îl rog și pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte ca invitat și prieten. Bună seara! Al doilea an consecutiv m-a apropiat această scenă, astăzi puțin mai instabilă, dar sper să nu vedem. Anul trecut am intrat în cartea recordurilor cu cele mai multe beculețe care s-au aprins azi în acest minunat complex în Plața și mă bucur că el se află în sectorul 4. Astăzi vom intra din nou în cartea recordurilor cu cea mai mare ciocolată și am intrat la regim, n-am să mănânc din ea, dar cu siguranță vor mânca cu prioritate, în afară de clienții fideli acestui complex, vor mânca cu prioritate copiii finalizați de pe raza sectorului 4. Parte din această ciocolată și mulțumesc San Plața va ajunge de sărbătorile de iarnă pe masa copiilor din instituțiile publice ale primăriei sectorului 4. Să trecem la fapte, nu la vorbe. În sectorul 4 se vor aprinde luminițele pe 28 noiembrie. De fiecare dată văd că s-a plața mea înainte. Mă bucur că mi-o ia înainte, că așa este și normal. Privații trebuie să o ia înainte. Să o ia înaintea statului, să vină cu investiții, pentru că ei dezvoltă cu adevărat România. Nu. Dacă tot sunteți dumneavoastră, să dăm cezarului ce al cezarului. Nu vreți să ne spuneți dumneavoastră ceva? Da, eu în calitate de director de marketing și comunicare al acestui centru comercial sunt vinovată pentru ceea ce se întâmplă aici în seara asta. Noi, în principiu, vrem să păstrăm această tradiție de stabilirea unui record mondial în fiecare an. Anul trecut, așa cum a spus și domnul primar, am aprins cea mai mare instalație de lumini instalată vreodată într-un centru comercial în indoor, în interior. Iar anul acesta v-am pregătit o surpriză mai dulce, dar tot un record mondial. Peste câteva momente o să îi dau cuvântul și domnului de la Guinness Book of Records, care vă va descrie oricum despre ce e vorba și în ce constă acest record mondial. Până atunci, în schimb, va trebui și odată cu dumneavoastră, o să vă rog să începem numărătoarea inversă pentru aprinderea luminițelor de Crăciun. Așa. Păi și atunci haideți să începem așa cu toții, ușor. Cineva de acolo. Sunteți pregătiți acolo cu luminile, da? Haideți așa. Începem cu dumneavoastră. 10! 9! 5! 4! 3! 2!